Urmează un weekend prelungit, așa că șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Ziua Muncii, sărbătorită pe 1 mai, va fi organizată și în acest an în pădurea de la Drăgoieni, iar aglomerația nu va lipsi. Pentru a evita incidentele, în materialul următor, reprezentanții PJ Gorj fac câteva recomandări. În perioada 29 aprilie 2 mai anul curând, peste 230 de polițiști se vor afla zilnic în stradă pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică și prevenirea producerii oricăror evenimente negative. De asemenea, zilnic, aproximativ 28 de polițiști rutieri vor fi prezenți pe principalele drumuri naționale și județene pentru prevenirea accidentelor și fluidizarea traficului în zonele în care sunt organizate manifestări culturale. Cu această ocazie, polițiștii gorjeni reamintesc conducătorilor auto: nu vă urcați la volanul unui autovehicul dacă ați consumat băuturi alcoolice. Pe lângă riscul producerii unui accident rutier, cel care conduce un autovehicul sub influența băuturilor alcoolice riscă și închisoarea de la 1 la 5 ani, aceasta fiind sancțiunea prevăzută de lege pentru cei depistați în trafic cu o concentrație de peste 0,8 grame per litru pur în sânge. De asemenea, pe timpul cercetării, permisul de conducere este reținut fără drept de circulație. Consumul de alcool este incompatibil cu conducerea autovehiculelor, pe lângă faptul că este interzis de lege, constituie și un important factor de risc pentru șofer, pasager și ceilalți participanți la trafic, crescând riscul producerii unui accident rutier. De cele mai multe ori, conducătorii auto aflați sub influența alcoolului conduc viteză excesivă, se angajează în depășiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele, fără a se asigura corespunzător. Pentru a conduce în siguranță, conducătorul auto trebuie să-și păstreze starea de atenție, să reacționeze rapid, să vadă clar și să aprecieze corect distanța și viteza. Alcoolul afectează claritatea vederii, judecata, timpul de reacție, echilibru și capacitatea de a vorbi. Când aceste funcții sunt afectate, riscul producerii unui accident crește. De asemenea, în timpul deplasării, folosiți centura de siguranță, păstrați o distanță corespunzătoare între autovehicule și circulați cu viteză redusă în condiții meteo nefavorabile. Când sunteți la volan, să fiți concentrați la trafic și să evitați folosirea telefonului mobil fără handsfree, să purtați conversații cu pasagerii care pot să vă distragă atenția, să efectuați alte activități în timpul conducerii. Adaptați permanent viteza de deplasare la particularitățile de drum și de trafic și nu vă angajați în efectuarea de depășiri neregulamentare. Pentru un traseu mai lung, este recomandat să nu conduceți dacă vă simțiți obosiți și să opriți din când în când pe parcursul traseului pentru a vă reface forțele. Folosiți corect luminile atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Totodată, în această perioadă, pietonii sunt rugați să circule pe trotuare, iar traversarea străzii să se facă prin locuri marcate și semnalizate corespunzător și numai după ce s-au asigurat că intenția lor de a traversa a fost observată de către conducătorii auto. Graba și neatenția conduc la producerea accidentelor rutiere grave. Polițiștii vor acționa în această perioadă pentru identificarea conducătorilor auto care nu respectă normele legale ce reglementează circulația pe drumurile publice, în special cei care încalcă regimul legal de viteză și consumă alcool, punând astfel în pericol siguranța traficului rutier. Transmitem aceste recomandări pentru conștientizarea tuturor participanților la traficul rutier privind urmările și pericolele generate de comportamentul irresponsabil în trafic și faptul că viața este prețioasă și fiecare trebuie să respecte aceste reguli de circulație pe drumurile publice pentru prevenirea accidentelor rutiere. Polițiștii vă urează drum bun, fără evenimente rutiere.